Numeroase administrații publice locale din țară, în special cele din zonele rurale, au depus proiecte privind rețelele de apă, canalizare și drumuri pe programul național de investiții Angel Saligny și așteaptă aprobarea acestora. Așa au făcut și cei din localitatea Hunedoreană Cerbăl, administrația de aici dorind să asfalteze și ultimele trei drumuri comunale rămase nemodernizate. De asemenea, tot prin programul național de investiții Angel Saligny, reprezentanții administrației publice locale din Cerbel își mai propun să introducă rețeaua de alimentare cu apă în trei componente ale comunei. Împreună cu colegii din primăria Cerbăl am depus pe programul Angel Salini două proiecte destul de consistente, în valoare de aproximativ 20 de milioane de lei, este vorba de asfaltarea a trei drumuri comunale din Merișorul de Munte, din satul Ulm și din satul Arănieș. Cât despre alimentarea cu apă, este vorba despre alimentarea cu apă a satelor Poiana Rechițeli, sat Merișorul de Munte și satul Ulm. Cu o populație de ceva mai mult de 400 de suflete, Comuna Cerbăl, care are în componență 8 sate, este a cincea în topul celor mai mici așezări din județul Hunedoara ca număr de locuitori. Cele 8 sate componente ale comunei, respectiv Cerbăl, Arănieș, Feregi, Merișorul de Munte, Poiana Răchițeli, Poienița Tomi, Soced și Ulm, se întind pe o suprafață apreciabilă de aproape 130 de kilometri pătrați.